Italia ar putea deveni prima țară din Europa unde vaccinarea va fi obligatorie. Autoritățile italiene vor să-și îndeplinească obiectivul de a avea până la sfârșitul lui septembrie 80% din populație imunizată. În continuare, în România, cetățenii nu acceptă această situație, considerând că nu este una deloc democratică. Vaccinarea anticovid obligatorie a speriat de-a lungul timpului majoritatea populației din România. Tot mai multe restricții care împiedică traiul cotidian aparent pentru cei neimunizați, iar această situație ne duce cu gândul că suntem contra și să ne vaccinăm. E o mare prostie. În primul rând, nu e democratic, dar vaccinarea nu s-a dovedit a fi benefică. Nu sunt de acord să facă și testele ca lumea. Aia. Adică cum ei fac vaccinarea și noi teste nu avem? Asta nu înțeleg eu. Îi înțeleg cum vaccinarea este bine făcută, dar să facă și testele. Aia. Dar cum vi s-ar părea să devină obligatorie? Nu mă poate obliga nimeni pe corpul meu. Să-mi arăte și mie unde scrie așa ceva, de ce nu o publică monitor oficial? De ce nu o publică? Da, o publice monitor oficial, o treacă prin Parlament și sunt de acord. Italia ar putea deveni prima țară din Uniunea Europeană unde vaccinarea va fi obligatorie. Autoritățile guvernamentale vor să-și îndeplinească obiectivul de a avea până la sfârșitul lui septembrie 80% din populație imunizată. Guvernul le-a impus deja angajaților din domeniul medical să se vaccineze dacă vor să-și mai ia salariul. De asemenea, este o cerință și pentru personalul din școli și universități. Nu prea bine. Dar nu cred că o să fie așa. Aproximativ 70% dintre italienii cu vârsta peste 12 ani au avut cel puțin o doză, în timp ce 63% sunt complet vaccinați. Românii sunt speriați de gândul că imunizarea ar putea deveni obligatorie și nu își doresc ca acest lucru să devină realitate.